Bună tuturor, bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Flori, de la canalul Naturopatia Olistică și astăzi m-am hotărât să vă fac video cum se face infuzul de ulei de galbenele. Este foarte simplu, sigur mulți îl cunosc și îl fac deja. Eu am hotărât să vi-l arăt pentru cine nu știe. Bine, eu am preparat deja florile. Pentru cine nu știe la ce este bun, în general, galbenelele. În general, uleiul de galbenele, infuzul de ulei de galbenele, este cunoscut, în general, cu un antiinflamator și un reparator de la pelle. Are acțiuni calmante și cicatrizante sul a noastră pele, reduce în general iritațiile pentru pelele, mai ales cele sensibile. În general, uleiul este bun pentru când avem, în cazul de roșață, peli, de anumite cazuri de arsuri, iritații, este foarte bun. Mai ales când chiar și scotaturi de la mare, după o zi când ne ducem la mare și uităm să ne punem protecție, este foarte bun, chiar și aplicat când ajungem acasă. În general, mai ales și pentru copii, este bun și pentru copiii care poartă Pampers și, în general, cu căldurile astea acum poate să se irite. Este bun, câteva picături aplicat. Reduce roșața și arsurile. Bine, sper că v-am zis la ce este bun. Acum am să vă arăt. Eu florile le-am cules în primăvara asta. Pentru cine nu le are, le puteți, știu, cumpărați, că se găsesc florile deja deliate pentru ceai. Sau pentru cine nu le cunoaște. În general, în primăvară, primăvara, se culeg. Eu le-am cules în primăvară, le-am pus la uscat și le fac uscate, dar se poate face și proaspăte. Imediat după ce le adunați, le faceți imediat. Important este că trebuie să dezinfectați vasul, borcanul în care îl puneți la macerat, îl dezinfectați, îl spălați bine, îl dați cu alcool 24 de ore, îl închideți și lăsați 24 de ori cu alcool din 90 de grade după ce îl deschideți și apuneți florile. Ok? Important e să nu-l acoperiți după ce faceți infuzul. De exemplu, eu vă arăt acum cum se... Eu utiliz ulei de măsline. Eu vă l consider cel mai bine este cu ulei de măsline. Se poate face și cu ulei de floarea soarelui, dar uleiul de floarea soarelui rincezește prima și nu are multă valabilitate. După un an de zile trebuie să-l refaceți, că nu este bun. După ce îl puneți, dacă faceți săpunuri, puteți să-l puneți la săpun sau puteți să-l aplicați în creme. Diverse creme dacă faceți. Ok. Eu am deja pregătit tot. Aplicăm doar uleiul deasupra până se acoperă. Toate florile. Ok. O să vi-l arăt. Cam așa arată. L-acoperiți în cazul ăsta. În cazul meu, eu pot să-l acoper și normal, cu capacul lui normal de la borcan. Și în fiecare zi eu am să amestec. Timp de 40 de zile. După 40 de zile, se strecoară florile și rămâne uleiul care este folosit după. Aplicat pe pele direct, eu știu, în creme, dacă știți să faceți creme, în săpunuri, după ce odată ce s-a rincezit, nu mai este bun. De obicei, eu o consider după un an,
să-l faceți. Eu l-am făcut oricum tot cu ulei de măsline și este în bune condiții. Vă arăt cum este. Asta este de anul trecut. Este un galben cu un... să-l arăt. Un galben foarte parfumat, încă mai este foarte miroasel la flori de galbenele. Bine, eu sper că v-a fost util acest video și dacă v-a plăcut, puteți să vă înscrieți pe canalul meu să nu pierdeți niciun video care eu am să public. Ce să vă spun? Dacă v-a plăcut, dați-mi un like. Eu vă îmbrățișez cu drag. La prossima video. Ciao!